Hei, salutare! Bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial. Ce spuneți de câteva exerciții pentru talie, oblici, lateral, nu-i așa? Un abdomen mai întărit, un posterior bine tonifiat și ferm, ne ajută să avem un spate mai sănătos, un trunchi mai stabil și așa mai departe. Dacă ești novice în aceste exerciții, îți recomand cu drag acest antrenament, deoarece nu vor fi exerciții extraordinar de sofisticate, deci nu sunt imposibil de făcut și pentru că toate au un început, înseamnă că acest antrenament este perfect pentru tine. Așadar, haideți să-i dăm drumul. Voi începe succesiv. Am să rămân în această poziție pe genunchi. Poți să incluzi aceste exerciții în antrenamentul tău. Dacă deja ești încălzit, atunci perfect. Dacă nu, îți recomand o minimă încălzire înainte de aceste exerciții. Alternăm stânga-dreapta. Încercăm în tot acest timp abdomenul să fie încordat. Așa cum vă spuneam, cum îți spuneam, nu sunt atât de grele. Simulăm, dacă și reușim să atingem covorul mai bine. Acum rămânem câteva repetări doar în partea stângă. Eu fac dreapta, voi în stânga, dar lucrăm în oglindă. Poți să pui și palma la ceafă. Poți de asemenea să-ți pui muzica preferată, să-ți dea așa poftă de mișcare. Poate eu nu reușesc când de ajuns să-ți fac poftă. Totuși trag nădejde că faci aceste exerciții cu mine și nu te bucuri doar să le vezi. Perfect! Putem lăsa palmele la ceafă și încercăm să ridicăm, atenție, nu ridicăm genunchiul la piept, dar încercăm pe cât posibil în lateral. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și încă 2. Faci în ritmul tău, da? Numărul de repetări potrivit, atât câte repetări poți face. Uităm abdomenul încordat, da? Cu cât suntem mai încordați, cu atât reușiți să fiți mai în echilibru, da? După cum ați văzut și inclusiv eu mă dezechilibrez. Perfect! Întindem un picior lateral, ne sprijinim pe palmă și la fel ridicăm și încercăm și trunchiul să se miște puțin. 2, 3, 4, 5, hai să duc brațul până la picior, să fie mișcarea mai amplă. Piciorul la fel, îl ridici până unde poți, dar nu exagerăm, dar mișcarea este controlată. Menținem acolo, stăm să simțim aici, chiar și coapse vom simți și fesier, dar nu e absolut nicio problemă. 3, 2, 1, super! Schimbăm! Celălalt! 3, 2, 1 și începe! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, câte ai reușit să faci? Bun, nu reușești 10, nu-i nicio problemă. Menținem acolo. 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perfect! Bun, ne așezăm. Am spus că sunt exerciții destul de ușurele, poate oricine să le facă. Stăm în așezat, da? Mut de două ori într-o parte, revin și mă duc în partea cealaltă. 1, 2, 3, 4, 1,
picioarele sunt întinse. 3. Lucrează puțin și abdomenul, dar nu ne supărăm, iese? N-avem de ce să fim supărați. Bun, și acum facem o întoarcere completă. Ne întoarcem. 3. Bun. Bun. Am revenit și acum în sens invers. Dacă ți se par grele, atunci poți cu genunchii flexați. Flexați. Palmele fie la ceafă, fie pe șolduri, dar unde îți cade ție bine. Mai facem o dată? Hai să mai facem o dată. Chiar se simte. Și în partea cealaltă, să nu se supere niciun picior, nici o parte, nici o mână. Bun, perfect. Ne așezăm pe o parte. Genunchii sunt îndoiți, da? Sunt flexați. Sprijin pe antebraț. Atenție neapărat cotul să fie sub umăr, dar nu ne ducem foarte mult. Nu îndepărtăm cotul de trunchi. Îl așezăm exact sub umăr. Palma pe șolduri și ridicăm bazinul. 2, 3, 4, 5. Abdomenul strâns, dar nu uităm. Bun, și încercăm să stăm acolo? Haideți, încercăm. Stăm, stăm, stăm. Brațul sus, privim brațul. Încercăm să-l ducem ușor aici, dedesubt și revine. 1, sus, de fapt suntem la 3, stau prost cu numărătoarea, sper că voi cu pregătirea nu. Încă una și schimbăm partea cealaltă. Na, cum vi se pare? Sper că nu-ți par grele și reușești să parcurgi acest antrenament. Nu uităm de cot, ridicăm bazinul sus. Ne sprijinim pe antebraț, degetele de asemenea respirate, da, să avem un echilibru bun. Sus, jos, sus, jos. Menținem. Sus, sus, sus. 3, 2, 1. Bun, duc mâna dedesubt și privesc. 2, sus. 3, sus. 4, sus. 5, 6. Faci cât te poți, da? Te oprești când nu mai poți, dar... Și atunci când nu mai poți, mai poți un pic, măcar una. Grozav. Bun, ne întindem puțin. Să ne revenim puțin în cazul în care suntem deja prea încordați de atâta exercițiu. Și pe partea cealaltă. Am făcut pe genunchi, am făcut din șezând. Acum pe o parte, de altfel, și acum, ce spuneți să ne așezăm culcat dorsal, sprijin pe un picior, palma la ceafă, celălalt este sprijinit și mă duc cu cotul la genunchiul opus. 4, 5, 6, 7, 8, dăm aerul afară, inspirăm și expirăm, nu uităm. Ultima și schimbăm. 3, 2, 1 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, inspiră,
Expiră. Inspiră. Expiră. Grozav. Ne așezăm complet pe o parte. Genunchii sunt fixați, da? Exact pe o parte. Palmele sunt la ceafă. Una rămâne aici, cealaltă către tavan și numai bine îmi dă și direcția, da, unde mă ridic. Și ridicăm trunchiul atât cât putem. Și 1, 2, să simțim ceva, un minim efort, încercăm să ridicăm trunchiul. Bun, aici unde suntem, întindem piciorul și continuăm același lucru, dar atât cât se ridică trunchiul, încercăm și cu piciorul, tot atât, să coboare și să se ridice. Nu mai mult, da? Nu mai mult. Atât cât se ridică și trunchiul. Nu uităm, inspirăm și expirăm. Dacă n-aș vorbi atât, aș inspira și aș expira. Mă iertați, poate câteodată mă fură peisajul, dar vreau să mă asigur că dau toate informațiile necesare și utile vouă. Schimbăm partea cealaltă. Mai întâi pe o parte, genunchii flexați, simplu. Ridicăm trunchiul. Super, întindem piciorul și ridicăm. 2, 3, balansăm atât cât am reținut, da? Cât se ridică trunchiul, atât balansăm și piciorul. Minunat! Ne vom așeza din nou pe spate, da, culcat dorsal. De data aceasta rămâne trunchiul ridicat. Ridicat, ați înțeles. Trunchiul rămâne orientat către tavan, doar genunchii se duc într-o parte. Și ridicăm trunchiul. Inspirăm, expirăm. Și, da, celelalte au fost complet pe o parte. Acestea lăsăm omoplații, umerii pe sol. Și ridicăm trunchiul. Schimbăm celălalt, cealaltă parte, nu celălalt. Ați înțeles voi, nu-mi fac griji, mă iertați pentru greșeli. De obicei nu le fac, așa e când vorbești mult prost și fără rost. Nu mă năpădesc și pe mine emoțiile, trebuie să mă înțelegeți. Dacă nu reușiți să duceți genunchii într-o parte, puteți să vă așezați aici o pernuță, ceva care să vă înalțe poziția. Bun? Ne odihnim puțin. Ridicăm aici trunchiul și ne întindem la abdomen. Și pe o parte, nu că am făcut oblici lateral, și pe partea cealaltă, hai să nu stau cu spatele la voi. Perfect. Și ultima execuție. Ne așezăm pe o parte, da? Vreau să cred că nu e așa greu asta și stăm acolo, menținem. Menținem. Dacă ți-e mai greu, atunci optăm și pentru varianta pe antebraț. Ia vezi cum ți-e mai bine, rămâi așa acolo și stăm în menținut. Încă 2 secunde. 1 și bun. Schimbăm în cealaltă parte. Aceeași poveste, dar cum ți-e mai ușor? Fie pe palmă sau pe antebraț. Stai.
stăm acolo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect! Bun! Deja suntem foarte bine întăriți. Îți recomand acest antrenament să-l faci ori de câte ori simți tu nevoia. Sigur, măcar o dată pe săptămână n-ar strica să te ocupi și de această parte a corpului tău, abdomen, oblici și de ce nu zona posterioară, pentru că vă explicam cât este de importantă pentru un spate sănătos, pentru o stabilitate mai bună, un echilibru mai bun și așa mai departe. Te rog să îmi scrii în comentarii cum ți s-a părut, dacă ai executat acest antrenament cu mine, dacă pot să-ți fiu de folos cu alte exerciții, dă-mi, te rog, sugestii. Așadar, optați să fiți în formă, mișcarea trebuie să facă parte din viața noastră a tuturor pentru un confort așa fizic și psihic, nu atât pentru aspectul fizic, ci puneți accentul mai mult pe felul cum vă simțiți. Până data viitoare, încă o dată vă mulțumesc tare mult că ați făcut acest antrenament cu mine. Toate bune!